Bună ziua la toată lumea! Și din nou am venit la albinuțe să vedem ce au făcut aici. Aici două căsuțe, n-am mai mult, doi stupi. Să vedem, am fost mai înainte și am văzut că ori fost sărnicuțe. Și cu mierea. Să vedem. Avem de lucru astăzi, slavă Domnului, avem de lucru să scoatem mierea. E și mai greu, ce să zic, uite aici. Slavă lui Iisus, slavă Domnului, albinuțele mamă hărnicuțe, foarte, foarte. Nu știu cum să... Așa... Așa... Ok, eu o să închid. O să închid, că nu pot să și filmez. O să mai arat mai încolo. O să pun să... Așa... Am zis că sunt la albine. Vai, ce bine, ce producție bună. Nici nu m-am gândit acum în octombrie să fie atâta miere. Da. Aici pe ăsta numai miere văd că curată este. Pe alealalte și de toate. Și polen. Uite aici, sunt pline, pline, slavă Domnului, nu știu cum să iau și pe aia la altă, uite, plin, 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 slavă Domnului. No, și să continui video cu albinuțele mele dragi și scumpe. Ia că a venit una așa aici. Am recoltat mierea ieri.
Aseară am terminat, așa că azi noapte am tot stors pe miere. Spre surprinderea mea a fost că niciodată n-am recoltat atâta miere. No, acum e a treia oară de când recoltez. M-am mai uitat la ea, dar n-a fost. Iacă că intră o albinuță. Îi place mierea. Trebuie să o scot. Nu știu dacă nu-i vezi pe... Și am acoperit, dar nu. Așa că aici alt vas cu miere. Acum aici vreo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vase, dar nu l-am gulit. Asta e altul. Așa. Și aici aici. Uite. Da, le place. Am stors eu strecor mierea cu sită din asta. Așa că, vai, ce-o intra și acolo. Da. Aici am aia mai neagră e păstură. Așa cred. Foarte bună. Așa că, dragilor, o să pun mierea în borcane și o să zic câte borcane mi-a ieșit cu ajutorul Domnului. Domnul e bun, slavă Lui, pentru bunătatea Lui care ne-o poartă în fiecare zi, zi de zi. Bine, să trec la treabă, da, și să punem mierea în borcane. Acum, probabil că o să... fac de la mare până la gară. Așa o să umplu toate borcanele. Atâta e de bună mierea asta, eu nu știu că de unde am cumpărat-o, de la omul ăla am cumpărat și stupii de albine. Dar foarte mare diferență. Probabil florile pe unde merg și culeg, habar n-am. Eu am și flori multe în grădină. Și acum toamna am foarte multe înflorite și mai sunt și din alea sălbatice multe. Acum cât mai ține Domnul vreme bună pe pământ. Și deci am rămas uimită de la doi stupi, atâta mere și nu au fost pe toate ramele. Am luat numai câteva rame de la unul și câteva de la altul, nu toate ramele. Îs cu trei nivele. Dar ramele sunt din alea mici, nu sunt ca în România. Mari. Na, așa. O să trebăluiesc eu până termin. O să închid. Na, am pus mierea în borcane. Surprinsă am fost să scot atâta miere în luna octombrie. În 10 octombrie. 16 kg jumate am scos. Am stors. Plus... borcanele astea care sunt cu honeycomb, îi zice în engleză, Doamne, cu unele au și păstură, aia neagră, altele au și polen, altele simple, fagure cu miere, unde au păstură, aia mai închisă, polen, și simple. Slavă Domnului! Încă mai am un lighean în frigider care nu am reușit, n-am mai avut borcane să le pun. Așa că urmează și alea. No, așa că merită să aveți fiecare care puteți un stup, doi de albine și vă faceți producția voastră. Nu-i greu deloc cu ele. De greu. Important e să-ți placă. De fapt, important e să-ți placă orice. Așa. Dar mai mult decât mierea și mâncarea asta din lumea asta, e important să ne asigurăm sufletul pentru veșnicie. Domnul Iisus a venit în lumea asta și a murit pentru lumea întreagă. Ioan 3:16 spune clar, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Deci oricine este primit de El care vine, să recunoaște că e păcătos și vrea să fie iertat, vine la crucea Domnului Iisus, își cere iertare, sângele Lui este sfânt și curăță pe orice păcătos. Dumnezeu urăște păcatul, dar îl iartă pe păcătos, iubește păcătosul. No, bine, așa că acestea fiind spuse, eu vă zic la revedere, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte cu viață veșnică și ne auzim pe curând. Mulțumesc tuturor celor care vizionați YouTube-ul meu, pentru cei care dați like, share, să vadă cât mai mulți. Așa că nu uitați, o grădină, un stup, doi de albine, care poate și mai mult, sigur, sport cu beneficii și cu sănătate curată, că știți ce creșteți voi, fiecare în parte. Și nu ultimul rând, care trebuie să fie pe primul rând, luați Biblia, citiți-o, este cuvântul lui Dumnezeu pentru întreaga lume, este scrisoarea lui Dumnezeu pentru fiecare în parte. Fiecare, cred că când primește o scrisoare, acum mai nou, internetul trimite scrisori, dar indiferent cum ar fi, cred că cine primește o scrisoare, când are un mesaj, imediat merge să vadă ce îi. Mesajul lui Dumnezeu este Biblia pentru fiecare suflet. Luați-l, hrăniți-vă din el, strângeți-l în inimă. Psalmul 119:9 spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Bine. La revedere, v-am pupat pe toți și Domnul Iisus să vă binecuvinteze încă o dată. Pe curând!